Salutare, estimați ascultători! Bine v-am regăsit într-un nou interviu aici, la Matinal. Ce facem, ce ne înconjoară și ce simțim, totul are de-a face cu chimia. De aia, alături de noi, astăzi este Gabriel Lazar, profesor de chimie. Bine ai venit la noi, Gabriel! Salutare, mulțumesc pentru invitație! Gabriel, aș vrea de la început să ne spui totuși ce te-a motivat să alegi domeniul chimiei. Cred că totuși foarte multe depinde de profesor. Uh, însă și dragostea sau pasiunea față de chimie a venit cumva încă din uh, clasa a șaptea, da? Când am început abia să studiez chimia, să încep a percepe ce înseamnă chimie și foarte mult se datorează profesorului, mai ales primul profesor care începe să-ți insufle această dragoste față de obiect. Uh, este vorba de profesora mea de chimie din gimnaziu în care am studiat atunci, Agapina Cibuc. Ea cumva se străduia să combine această materie cu partea practică, cu cât mai multe activități interactive ca să fie pe placul tuturor, ca să cumva să fie captați toți elevii. Și astfel cumva a apărut această dragoste, din dragoste am crescut în interes, am crescut și eu în, în... am avansat și eu în materia asta și ajunge deja la liceu. Am avut noroc de alți profesori la fel buni, da? În cunoștințe, în capacități, în profesionalism și astfel uite că am avansat și eu să ajung profesor puțin. <laughs> puțin. <laughs> părinții tăi au fost cei care te-au susținut în calea ta spre facultatea de chimie sau poate au încercat să te convingă că... <laughs> puțin timp în, în urmă, părinții cumva insistau în alt domeniu să aplic, dar pe urmă cu timpul au spus că uite, ai libertatea de alege și a decide totuși ce îți place ție și unde vrei să aplici. Și iată că așa, treptat, am Cumva am polarizat interesele spre chimie. Dar când erai acasă, când erai în clasa a șaptea, făceai experimente prin bucătăria mamei sau nu? Uh, aveam suficiente experimente, uh, pot să fiu chiar cumva mândru de asta, că aveam norocul de a face experimente în laborator. Din păcate, nu toți elevii își pot permite asta. Uite că am avut un laborator bine dotat și aveam și activități mult extracurriculare, unde prezentam și altor elevi. Uh, mai mici, un fel de mici show-uri chimice, da, chiar în gimnaziu și asta cumva mi-a crescut acest interes. Dar uite că ca chimist tu poți de fapt să activezi în diferite sfere, dar totuși ai ales domeniul educației. De ce te-a pasionat pe tine profesia de profesor și chiar dacă ai spus că un pic ești profesor, de ce ai ales această cale? Uite că a fost cumva, să spun mai mult, din întâmplare eu aplicând la programul chimie general chimie doar, am realizat ulterior pe parcurs acest modul psihopedagogic, da, împreună cu colegii care erau deja la chimie și știință educației. și fiind în anul 3 deja, realizam, având, ajungând la etapa când trebuie să realizez practica pedagogică uite că mi s-a propus să încerc chiar să predau în liceul unde am făcut anterior studiile și iată că parcă îmi reușește. Acum ai și câțiva absolvenți din clasa 12 pe exact. care îi pregătești. Da, am câțiva absolvenți. Eu le doresc mult succes lor la examene. Uite că mâine, poi mâine vin și ele și sper să le susțină cu brio. Dar totuși, ce-ți place cel mai mult în profesia ta de pedagog? Totuși este ceva deosebit de alte profesii. Vocații, să le spun așa. Eu cred că aici, uneori, învățăm nu noi pe elevi, ci ei pe noi. Cu ei totuși este interesant. De la ei poți învăța multe, chiar dacă suntem destul de aproape ca vârstă, totuși este o oarecare diferență. Și sunt ei interesanți în modul său, am de la ce, ce să învăț și eu de la ei, și ei de la mine. Încercăm să ne înțelegem unul pe altul, și să apară și la ei această dragoste față de chimie și materia care le predau. Știi, Gabriel, este o carte care se numește cam așa O să râi totul de chimie E scrisă de chimista Mighty Și ea zice acolo că fenomenele cotidiene, aproape toate, pot fi descompuse în elemente chimice Tu ce zici la acest capitol? Este adevărat sau nu? Chiar îți mulțumesc pentru o întrebare. Uh, va fi încă un argument pentru elevii mei, cei care mă întreabă de ce mai puneți să învăț chimie, ce o să-mi ea în viață. Și de fiecare dată uh, revin la ideea asta că totul în jurul este chimie și orice, însă și noi suntem un uh, laborator întreg de chimie și orice proces din uh, viața noastră, orice activitate care realizăm noi este chimie, inclusiv în bucătărie. Avem uh, zeci și sute de reagenți care nu ne separă doar niște alimente sau ceva de genul sau oricare altă activitate, ne mai vorbind de uh, lucrurile care le avem, de materie din care, sau elementele din care sunt compuse sau uh, materiale din care sunt compuse. Și de obicei, la fiecare oră, încerc să pun accent uh, pe aspectul ăsta practic și uh, pe an ce trece, însăși, uh, materia sau curicula, însăși, manualele de chimie, tind și uh, prezintă mai mult acest aspect practic, inclusiv și în examenele de bacalaureat, Orice problemă, orice exercițiu are și o explicație din punct de vedere practic. Ca elevii într-adevăr să înțeleagă de ce e important să o învățăm. Tu ai menționat că încerci să le faci lecțiile cât se poate de practice, dar cum ai menționat și anterior, nu toți au posibilitatea din alte școli să aplice în practică ceea ce învață la lecțiile de chimie. În schimb, tu vii cu care video-uri pe YouTube în care demonstrezi unele experimente chimice la modul practic. Și aici vreau să te întreb, cum a apărut această idee de a crea doza de chimie? Pentru că așa se numesc seriile exact. de videouri. Uh, eram încă în anul întâi uh, la facultate când doream cumva să promovez chimie și totodată să arăt și altor uh, potențiali studenți sau elevi cât de interesant este la noi Și uite că ar fi bine chiar să veniți să încercați uh, Era interesant și pentru mine și uh, vroiam această promovare că era foarte uh, avem foarte multe lucruri interesante, dar care nu sunt cunoscute de, alte, de, alți, de alți oameni, de alți studenți. De deci, ce venisem cu o astfel de idee? Vedeam foarte multe vloguri, canale pe, chiar și pe YouTube care sunt din acest domeniu și sunt foarte populare și foarte interesante și zic de ce și nu, noi, să avem ceva în limba română sau ceva și la noi în, State, la noi în țară. Uh, am avut noroc de colegii facultății de jurnalism, eu au lansat această televiziune Unda Liberă și uite că eu despostam astfel de experimente și avem venit ei cu propunerea, haideți să încercăm să facem o, o rubrică. Și uite că din încercare a apărut interes, a apărut această plăcere, văd că este interesant, văd reacții, văd interes și încercăm de la săptămână la săptămână să filmăm tot, să arătăm ceva mai interesant și mai interesant. Elevii te urmăresc? Elevii mei sunt primii care mă urmăresc, primii care îmi dau reacții, avem chat cu ei și primii îmi răspund și asta la fel mă bucură, inclusiv profesorii din facultate sau alți colegi și asta, asta motivează. Cred că ascultătorii noștri care poate nu au la școală uh, anumite laboratoare predispuse pentru a efectua aceste experimente, cel puțin se pot delecta cu videourile care tu le postezi și pot vedea că totuși chimia e posibil de o aplicată în practică. Exact. Cumva încerc să arăt două aspecte în aceste rubrici. Una, ceea ce nu pot vedea unii elevi în școli, Uh, și unele materiale care sunt mai costisitoare sau sunt. E destul de interesant, dar nu toți profesorii își pot permite, din păcate. Și unele cât de simplă totodată este chimie și interesantă și ce poți realiza chiar și în condiții casnice sau în condițiile unui laborator nu prea bine dotat, să spunem așa. Și ce ai putea să faci frumos, chiar și din ceea ce ai. Așa. De asemenea, aș vrea să ne spui ce sugestii ai oferit tu tinerilor care se gândesc să meargă în domeniul ăsta al educației, să predea elevilor, ce le spune tu lor la începutul lor de cale? Cred că aș începe cu faptul că, până la urmă, totul se ține pe entuziasm și nu doar a profesorilor tineri, ci și a tuturor profesorilor. Sunt și multe provocări care le întâlnim zilnic. Uh, dar uh, până la urmă încă este acest entuziasm. Eu sper că și tinerii uh, viitori sau potențiali colegi de-ai mei vor aplica nu doar uh, la studii, apoi și în continuare vor activa ca profesori. Uh, eu sper că vor fi mai vociferi și astfel uh, problemele care le întâmpină ei vor fi rezolvate. Eu sper că ei vor fi mai vociferi și uh, în, astfel, dotările vor fi mai bune a celor de clasă, a, astfel, elevii vor fi mai pasionați. Eu sper că a, dacă vor fi implicați mai intens a, cei tineri, a, lucrurile se pot schimba spre bine, fiindcă cumva și generațiile trec, se schimbă. A, noi încercăm cumva să înțelegem mai bine uneori pe cei a, care sunt a, acum elevi, fiindcă am fost și noi nu de mult ca ei. Și poate unele aspecte le înțelegem mai bine și încercăm să facem așa ca să le fie și lor interesant. Și deja de celelalte probleme, cred că ține atât de profesori cât și de colegi, administrație, înconjurare. Deci lucrurile pot fi schimbate doar dacă noi ne implicăm. Eu îți mulțumesc pentru acest interviu. Îți mulțumesc și eu. Stimați ascultători, astăzi l-am avut alături pe tânărul profesor de chimie, Gabriel Lazar. El ne-a povestit cât de uimitoare este lumea chimiei și de fapt că tot ceea ce ne înconjoară este făcut din chimie. Noi în continuare vă dorim o zi cât se poate de minunată să aveți și să aveți multă pasiune față de tot cu ce vă ocupați.